Nicolae Voicu din Alba Iulia se află într-o situație ingrată. Proprietar al unui autovehicul marca Aro l-a radiat din circulație la sfârșitul anului 2011, dar nu a fost îndeajuns pentru a scăpa de impozitul de 5.000 de lei pe an aferent mașinii. Așa se face că are de achitat la Direcția Locală de Venituri 10.500 de lei, reprezentând impozitul pe anii 2012 și 2013 plus penalizările aferente. Nicolae Voicu a solicitat în 19 septembrie 2011 informații de la instituția prefectului Alba cu privire la radierea din circulația autoturismului Aro. Instituția l-a îndrumat să se adreseze serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor Alba, cu următoarea precizare. Subliniem faptul că trebuie să solicitați radierea la cerere autoturismului. Pentru aceasta, pe lângă actele tip de radiere care se întocmesc de birourile specializate în întocmirea acestor acte, trebuie să faceți dovada că dețineți spațiu de depozitare acestui autoturism. Această dovadă o luați de la Serviciul de Administrare a Domeniului Public din cadrul Primăriei Alba Iulia. Pe baza acestor acte și afișei de radiere ștampilată la Direcția de Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia, radiați autoturismul din circulație și nu mai plătiți impozit pe el. Nicolae Voicu susține că instituția prefectului Alba l-a dezinformat întrucât a procedat întocmai, dar degeaba, impozitul curge mai departe. Am radiat mașina din circulație. În urma răspunsului primit de la Guvernul României, instituția prefectului județul Alba, prin care mi s-a comunicat că dacă o radiez din circulație, nu mai plătesc impozit după mașină. Dar, surpriză, Direcția de Venituri a Primăriei Alba Iulia refuză să mă scadă de la plata impozitului, care curge în continuare impozit de 50 de milioane de lei. Impozitul acesta depășește valoarea bunului impozitat, lucru nemai întâlnit nicăieri în lumea asta, nu s-a mai pomenit așa ceva ca impozitul să depășească valoarea bunului impozitat. Fac un apel pe această cale tuturor parlamentarilor de Alba, europarlamentarilor, să aducă acest caz la cunoștința Guvernului României pentru a fi scăzut de la plata acestui impozit, care consider că nu se cade în varianta în care autoturismul l-a radiat din circulație și concomitent l-a scos din funcțiune, după cum se și vede, nu mai corespunde să circul cu el pe drumurile publice și fiind radiat din circulație. Alba Iulianul nu vrea să renunțe la Aro, în sensul de a-l preda la dezmembrări, pentru a fi radiat cu mașina și din evidențele fiscale, pentru că de vânzare nu mai poate fi vorba. Este atașat de această mașină pe care a transformat-o în cuibar de găini. Cel care nu poate face dovada la existența fizică și așa mai departe, se ducă dovadă de la fier vechi. Eu fac dovada că l-am scos din funcțiune și vreau să-l păstrez acasă. Punem găinile în el și îl păstrăm, că ăsta l-am cumpărat de la starea nouă din anul 1980. Îl deține, deci e vechi de peste 30 de ani mașina. Și vreau să o păstrăm în curte, că suntem atașați, avem o asta pentru ea, am cumpărat-o cu banii jos și am fost mândri când am cumpărat-o și acum nu mai putem să ne mai scăpăm de impozitul ăsta extraordinar de mare. Tata a cumpărat-o și deci eu pe numele lui tata și mi-a dat-o și o păstrăm mașina, amarat în anul 1980, amarat cu ea când am cumpărat-o în grădină și am pus porumb pe brazdă, că n-am să era vorba de tractor atunci. Și noi ne-am atașat de mașina asta și vrem să o păstrăm în curte, să nu s-o distrugem, că distrugerea se pedepsește prin lege. Nu știu acum cum e asta, e o distrugere legalizată, văd că. Deci să distrugi bunurile care ăsta, să-l distrug. Eu vreau să o țin în curte, am radiat-o din circulație, nu mai circul cu ea. De ce mă impune să ăsta de 50 de milioane impozit? Nicolae Voicu a protestat astăzi în fața instituției prefectului Alba, solicitând prin intermediul unei pancarde uriașe să-i se facă dreptate. Oamenii strânși în fața prefecturii au fost de partea protestatarului, considerând că e firesc să păstrezi mașina radiată din circulație și să nu fii nevoit să o predai la dezmembrări pentru a scăpa de impozit. Degeaba însă, unde-i lege, nu-i tocmeală, spun cei care o aplică. Domnul Voicu datorează un impozit pe un mijloc de transport în speță Aro, pe care îl are în proprietate. A contestat decizia noastră de impunere, ne-am judecat cu dânsul, a pierdut. În ultimă instanță are definitivă și irevocabilă o sentință, a primit și adresă de la Ministerul de Finanțe, unde a depus de asemenea o cerere pentru scutire. I se comunică că datorează impozit pe acest mijloc de transport. Ca urmare, este în evidența noastră și este bun de plată, domnul Voicu. Singura modalitate prin care ar putea să scadă din evidența fiscală, că despre asta povestim, este fie un act de vânzare-cumpărare prin care îl vinde altcuiva, fie o hârtie de la dezmembrări în care se arată că a fost predat mijlocul de transport. Bun, și în situația în care dânsul nu vrea să-l predea la dezmembrări, va continua să plătească în continuare an de an impozit pe anul? Corect, da. Atâta vreme cât îl are în proprietate, continuă să plătească. Sau cel puțin dânsul n-a plătit până acum. Deci povestim de ceva care... Deci este obligat să plătească. Vom trece și îl vom executa silit, dacă are alte bunuri. Altă modalitate noi nu avem.
În consecință, Nicolae Voicu e obligat să plătească un preț mult prea scump pentru o mașină veche inutilizabilă. Cu toate acestea, este hotărât să o păstreze în continuare. Am fost la București, de două ore m-am dus personal la Ministerul Finanțelor Publice și pentru aceeași cauză, în cazul unui autoturism radiat din circulație, mi-a dat două răspunsuri diferite. Două tratamente fiscale diferite. În unul că să scade de la impozit și într-unul că nu să scade de la impozit. Deci văd că se aplică legea care cum vrea. Fac un apel pe această cale și domnului prim-ministru Victor Ponta să ia atitudine față de această situație, că nu mai putem, domnule, deci de un an de zile, de pe 2011, i-a achitate toate taxele până la data radierii din circulație. Am plătit 55 de milioane pe 2011, impozit pentru mașină. Și sper că să audă cine trebuie ca să fiu scăzut de la plata asta de impozit așa de exagerată. Poate că protestul Alba Iulianului va avea ecou în rândul parlamentarilor din Alba și aceștia vor iniția un proiect de lege care să o îmbunătățească pe actuala, astfel ca asemenea cazuri ca lui Nicolae Voicu să nu se mai întâmple.